Bună ziua, dragii mei, sunt Iana Maria Boioglu, iar astăzi o să coasem. O să coasem acest material, o să facem un fel de pătrat din el. Mai întâi trebuie să îl tăiem, o să tai din el măsurile potrivite și revin. El ne trebuie ață, eu am vrut să iau ață albă ca să se vadă mai bine. Am această trusă cu mai multe ațe, gri, alb, negru, albastru, maro și un roz. Este un fel de mai multe culori, doar că este foarte mic, adică poți să-l pui și în poșetă dacă nu știu ce se întâmplă ceva. Și a venit și cu un ac. Va trebui să punem ața în ac, o să iau ața albă. Revin când tai materialul și când pun ața albă. Am tăiat materialul, a ieșit, adică am tăiat în două, a ieșit acest dreptunghi care o să-l facem pătrat așa și o să-l coasem. Și ața albă a pus-o, dar am zis să vă arăt cum putem să nodăm, pentru că normal se nodă, doar că trebuie să nodăm de două sau de trei ori și așa putem mult mai repede. Acum că am terminat, să începem să coasem. Poate să facem și un model, nu știu, încă. Deci am pus în pătrat acest material și o să începem. Deci avem acul, este aici. Și acum o să facem așa. O să punem aici. O să facem așa și o să tragem. Vedeți, a făcut un nod mai mare. Și acul nu trece. Pentru că este destul de puțină ață albă, probabil va trebui să luăm și altă culoare de ață, dar nu contează. Așa, să începem. Deci o să dăm acul la început aici. O să treacă. Și la fel ca aici, va trebui să facem un nod și aici. Așa. Eu am învățat să cos într-o zi la școală când am făcut un fel de ghetuță din material. Așa, acum o să punem în partea cealaltă. Gata. Uitați, acum pasta o să facem așa și o să băgăm acul prin ea. Ca să ne iasă un model frumos. Așa ne-a ieșit până acum. Deci, o să punem acul în ață, o să punem acul în material și o să-l tragem. Și băgăm prin ață. Și tot așa până terminăm ața. Pentru că ne-a mai rămas puțină ață, o să facem un nod, am terminat toată asta. O să continuăm cu ața gri. Ei, măcar o să iasă cu multicolor. Așa, un nod, am făcut așa. După aia mai punem o dată în același loc, ca să fie groasă ața acolo. Gata, acum o să tăiem. Aici, chiar dacă este așa, nu cred că aici nu o să coasem în partea asta. O să luăm ața gri. Gata, toată ața. Am
băgat un ac, dacă vreți mult mai, dacă vreți să țină mai mult, putem să facem și așa. Acolo să fie aici. Așa să fie la mine mai puțin ață, dar dacă luăm o bucată mai mare de ață și o să îl punem prin ac, o să fie mai mare. Și aici, pentru că este în 2, o să... este ața 2. Gata, am făcut un nod aici. Este mai mică ața, doar că ține mai mult decât simplu. Și o să facem pe celelalte trei. O să începem din nou de aici. La asta, pentru că am pus în două, atât am putut să coasem și acum o să terminăm. Gata. Eu mai cos din astea material pentru că am avut un cerceaf mai mare care nu l-am folosit și am luat materialul și nu știu, mă liniștește și chiar îmi place. Fac asta de plăcere. O să vreau să iau, o să luăm rozul ăsta, vreau niște culori mai deschise ca să putem să ca să se vadă mai bine pe material. Dacă vrem, putem să luăm și o ață mai mare. Eu am luat mai multe mici. Dacă se înnoadă așa, vreau să vă arăt cum putem să o deschidem. Să o desfacem. O să tăiem fix aici, la capăt, unde s-a înnodat. Și gata. Pe asta o să facem în două. Am terminat, așa a ieșit. Și să nu uitați că terminați cu acul, să-l puneți undeva bine. Să nu-l puneți prin pat, sau pe jos, să nu călcați în el și după aia să vă intre în picioare. Acum vreau să vă arăt cum o să facem. În această parte o să tăiem. Gata. Și acum puteți să vă puneți orice în el. În acest săculeț care a ieșit. Eu când am mai făcut din astea, am pus în el niște elastice de păr, dar puteți să puneți orice. Chiar și foarfeca. Puteți să faceți, nu știu, să puneți o foarfecă, să puneți ațe și să puneți o rolă de ață sau, cum am mai rămas, să puneți acul. Și când vreți să luați să coaseți, puteți pur și simplu să puneți în el. Acum o să facem un model, dar nu foarte mult. Deci, puteți faceți asta ca să vedeți care e fața, care e spatele sau pur și simplu să așa. Deci o să punem așa și o să iasă acul tot pe aici. Cam așa. Puteți pur și simplu să faceți mai multe modele deodată. Adică să faceți, nu știu, de două, de trei ori. Gata? Tragem. Vedeți? Sau pur și simplu fără model. Și așa a ieșit. Eu zic că a ieșit destul de frumos. Puteți să vă puneți orice în el. Pupici! Pe data viitoare!